Acesta va fi mare și proroc al celui prea înalt. Preacuvernice, Părinte Director, Preacuvernice, Părinte Protoiereu, Preacuvioși, Preacuvernici Părinți, Domnule Primar, iubiți credincioși și credincioase. Cu multă bucurie în seara aceasta ne-am rugat împreună la slujba privegherii în cinstea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care este ocrotitorul acestui străvechi locaș din cetatea Piatra Neamț. Ne-am adunat cu toții pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile sale și mai ales pentru purtarea de grijă permanente față de neamul omenesc, dar și pentru a-i mulțumi Sfântului Ioan Botezătorul pentru harul și mijlocirea pe care o are pentru noi în aceste vremuri de încercare, în aceste vremuri în care, ca și atunci, se propovăduiește pocăința. Și ne aducem aminte că zicea despre Sfântul Ioan Botezătorul că El este glasul celui ce strigă în pustie: Vetiți calea Domnului. Dacă ne uităm în calendarul bisericesc, veți vedea că sunt puțini sfinții care au mai multe zile de prăznuire. În cazul Sfântului Ioan Botezătorul, în calendar sunt înscrise 3 zile de cinstire: nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul în luna august și soborul Sfântului Ioan în data de 7 ianuarie. Această sărbătoare ne amintește despre părinții Sfântului Ioan Botezătorul și despre faptul că aceștia erau întristați la bătrânețele lor pentru că nu au avut un copil care să le bucure viața. Însă Dumnezeu, Cel care cunoaște cele ascunse ale oamenilor și pe toate le rânduiește atunci când știe El că este bine pentru ca să slăvească numele Lui Dumnezeu și să se mântuiască neamul omenesc, iată că a hotărât ca în familia lui Zaharia și a Elisabetei să se nască un prunc. Să se nască un prunc care avea să pregătească calea Domnului. Deși erau înaintați în vârstă, ei n-au încetat să se roage lui Dumnezeu. În ciuda atitudinii ostile a conaționalilor pentru mentalitatea vremii, că cei care nu au copii nu sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu, ei au rămas statornici în credință ca și Iov și au cerut lui Dumnezeu să-i miluiască. Iar Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. De aceea a trimis pe îngerul său în timpul slujirii lui Zaharia la templu și acolo i-a vestit că soția lui Elisabeta va naște un fiu care se va chema Ioan. Zaharia, om credincios și statornic, însă s-a gândit în mintea lui, cum se gândesc și oamenii de multe ori, cum poate să se întâmple un lucru în diferite împrejurări, atunci când situațiile sunt la limita posibilităților sau sunt critice. Pentru necredința lui, ați văzut că Dumnezeu i-a dat și semne, a spus că va rămâne mut până când se va naște pruncul. Lucru care s-a și întâmplat pentru că el s-a întors la casa lui, nemai putând să vorbească și a rămas așa până la momentul nașterii Sfântului Ioan. Sfântul Evanghelist Luca relatează oarecum mai multe detalii despre împrejurările nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, arătând starea părinților și în același timp faptul că înainte de nașterea Sfântului Ioan, Maica Domnului, care prin Arhanghelul Gavril primise și ea vestea că din ea se va naște Fiul lui Dumnezeu, a mers la Elisabeta, iar aceasta a salutat-o cu acele cuvinte pe care le-a auzit dumneavoastră cântându-se la paraclisul Maicii Domnului și de foarte multe ori rostindu-se în biserică: de unde mie cinstea aceasta să vină Maica Domnului meu la mine? Iar pruncul a sărtat de bucurie în pântecele ei. Ca o femeie smerită, Elisabeta nu a vrut să facă cunoscut acest lucru pentru ca nu cumva să se transforme bucuria ei în întristare, însă Dumnezeu, iată că la bătrânețe,
îi dăruiește ca ea să nască fiu. Iubiți credincioși și credincioase, Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor drepți. Dumnezeu schimbă, transformă, înnoiește toate prin harul Lui și acolo unde nu este speranță, El aduce speranță. Acolo unde nu există, din punct de vedere al judecăților noastre, posibilități reale de a se întâmpla ceva, mai ales de a se naște un prunc, El face ca să se nască un prunc. Și ați auzit și la paremiile din seara aceasta, dar dacă vă uitați în viețile sfinților, veți vedea că sunt foarte multe situații în care pruncii se nasc ca rezultat al insistării în rugăciune al părinților care nu au copii sau al familiilor care nu au copii. Cunosc foarte multe situații a unor familii care erau întristate și în urma insistenței în rugăciune, în urma chemării cu sinceritate și cu credință a lui Dumnezeu, s-au născut prunci prin mila lui Dumnezeu, iar familiile respective s-au simțit foarte bucuroase și onorate pentru că Dumnezeu, iată, le-a ascultat rugăciunea. Din viețile celor doi învățăm că trebuie să fim răbdători și drept credincioși. Dumnezeu ne vrea statornici. Dumnezeu nu ne vrea îndoielnici, nu ne vrea prefăcuți, nu ne vrea cumva să gândim altfel decât este voia Lui. Pentru că noi foarte adesea ne pliem pe rațiunea oamenilor și a existenței din lumea aceasta, uitând de chemarea noastră de a fi împreună cu Dumnezeu. De aceea, privind spre preotul Zaharia și Elisabeta, privind spre împrejurările în care s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, să înțelegem că Dumnezeu nu ne lasă, El este cu noi. Că Dumnezeu ne cercetează atunci când știe că noi suntem la grea încercare și mai ales ridică rușinea de pe o familie atunci când vede credința statornică și dragostea respectivilor. Și în vremurile noastre suntem încercați și noi în credința noastră. Și foarte adesea căutăm să plăcem oamenilor și nu lui Dumnezeu. Foarte adesea uităm de chemare pe care ne-o face Dumnezeu și de dorința Lui de a fi împreună cu El. De dorința de a fi în lumea aceasta ca în împărăția cerurilor, așa cum cerem și în rugăciunea domnească sau în rugăciunea Tatăl nostru. Cerem ca să se facă voia lui Dumnezeu și cerem ca El să ne dăruiască pâinea cea de toate zilele. Ei bine, Dumnezeu ne poartă de grijă, însă caută spre noi cu mila Lui cea mare, pentru că altfel, pentru mulțimea păcatelor noastre, a necredinței și a răutăților, nu suntem vrednici să-i cerem nimic lui Dumnezeu. Încă din momentul nașterii Sfântului Ioan vedem că a fost o dispută și aceasta o întâlnim și noi când se naște un copil. Cum să-l cheme? Care să-i fie numele copilului? Și părinții lui i-au convins pe toți ca să-i pună numele Ioan, așa cum a spus îngerul care i-a vestit că avea să se nască acest prunc. Și noi foarte adesea, atunci când dăm nume copiilor, mai ales am văzut la multe familii din vremurile mai noi, că uită să-i dea un nume de creștin, uită să-i dea un nume al unui sfânt și să creeze o legătură între sfântul respectiv și copilul care se botează sau devine creștin. Am văzut o confuzie totală în viețile multor creștini care la momentul dat nu vor să asculte de nimeni, iar după aceea vin la preot și îi spun: Părinte, de ce nu ne-ai învățat cum trebuie să facem? De aceea, privind spre cei doi părinți drepți care întru totul au împlinit voia lui Dumnezeu, să ascultăm și noi de glasul Domnului care ne vorbește pe îngerul Lui, care este preotul și care ne povățuiește cum să facem ca viața noastră să fie plăcută lui Dumnezeu.
despre Sfântul Ioan Botezătorul, iubiți credincioși și credincioase, în scrierile Noului Testament nu găsim foarte multe date, însă chiar Mântuitorul a spus despre el că este cel mai mare bărbat născut din femeie. Este unul dintre cei mai virtuoși oameni care, cunoscându-L pe Dumnezeu, s-a făcut prin trăirea lui aleasă vas ales al Duhului Sfânt, prin care s-a făcut cunoscut lumii Fiul lui Dumnezeu atunci când Sfântul Ioan la Iordan îi chema la pocăințe pe conaționale lui și în același timp, văzându-L pe Mesia, pe Domnul Hristos că vine spre Iordan, l-a arătat oamenilor spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Să privim spre El cu multă smerenie, să privim spre El cu multă credință și să-L chemăm în rugăciunile noastre, pentru că El este mijlocitor înaintea noastră, înaintea tronului preasfintei trăimi. Îi ocrotește pe toți cei care îi poartă numele și pe toți cei care îl cheamă în rugăciunile lor. În cazul dumneavoastră, Sfântul Ioan este mai mult decât ocrotitorul doar a unor persoane. El este ocrotitorul orașului dumneavoastră și acolo, în slava cerească, El vă ocrotește și mijlocește de la Dumnezeu har, pace, bucurie și mult ajutor pentru ca viața să ne fie frumoasă, iar noi să împlinim poruncile lui Dumnezeu, urmând exemplul Sfântului Ioan Botezătorul. Mulțumim înalt preasfințitului pentru dragostea și bucuria pe care ne-a făcut-o ca în seara aceasta să fim împreună cu dumneavoastră aici la Piatra Neamț, un oraș care mi-a plăcut dintotdeauna, fiind născut în Basarabia și fiind la seminarul teologic de la Mănăstirea Neamț, încă din anul 1990 am avut ocazia să trec de câteva ori prin orașul dumneavoastră, să admir credința dumneavoastră, dragostea și mai ales să văd felul românului de a fi aproape de Dumnezeu, felul românului de a face voia lui Dumnezeu și de a avea pe sfinți ca și ocrotitori. De aceea o să vă rog să-mi dați voie ca să-i felicităm în primul rând pe domnul primar, pe părinții de la această parohie care este una dintre cele mai vechi biserici din zona aceasta, și pe dumneavoastră pe toți cu ocazia hramului, și să rugăm pe Sfântul Ioan ca să ne ocrotească cu rugăciunile lui și să ne ajute ca în viața noastră să călătorim frumos făcând faptele credinței. Mă bucur și pentru faptul că aici văd în față o chilie, un turn chilie, în care s-a nevuit cu multă dragoste și cu multă smerenie unul dintre pelerinii secolului al XX-lea, Sfântul Gheorghe Pelerinul din Șugag, născut undeva aproape de Alba Iulia, dar a petrecut aici în zona Neamțului și deși era un simplu mirean, zicem noi, nu era cleric, a devenit povățuitorul multor monași și a multor credincioși, fiind îndrumătorul lor pe calea mântuirii și îndemnându-ne, ca și Sfântul Ioan Botezătorul, la pocăințe pe toți, cu psaltirea lui în mână și cu rugăciunea și mintea la Dumnezeu să străduia ca pe toți să-i povățuiască și să-i ajute să fie aproape de Dumnezeu. Mulțumim părintelui director, părintelui Dan Cojan, mă bucur să-l văd. Noi cu părintele am fost colegi de facultate, părintele a fost mai mare decât mine în facultate. Mulțumim și pentru bucuria de a reîntâlni pe părintele Ciprian Timofi, care mi-a fost coleg de seminar, a fost în aceeași generație, și celorlalți părinți pentru bucuria de a fi în seara aceasta împreună. Mă rog lui Dumnezeu să vă ocrotească, să vă binecuvinteze, să sporească harul lui în viețile dumneavoastră și să vă ajute ca să fiți aproape de Dumnezeu, să faceți faptele credinței și să știți că Dumnezeu pe cei care îl cheamă rugăciune niciodată nu îi părăsește, ci vine aproape de ei și îi poartă pe brațele lui. În aceste vremuri de grea încercare pentru întreaga societate, să fim mai credincioși, mai aproape de Dumnezeu și să avem totdeauna credință în Dumnezeu. Numai cei necredincioși se îmbolnăvesc și trec prin încercări grele pentru că ei nu au nicio nădejde. Pe când cei credincioși știu că chiar și boala sau suferința este un mijloc de cercetare a noastră și de apropiere de Dumnezeu.
De aceea, să ne păzească Dumnezeu de orice suferință și viața noastră să fie frumoasă și binecuvântată.